Primăria Botoșani a obținut 12 milioane de lei să închidă depozitele de gunoi din zona Rediu. Banii sunt din fonduri norvegiene prin Ministerul Mediului. Reprezentanții primăriei au susținut astăzi conferința de lansare a proiectului după ce în noiembrie 2022 au semnat contractul de finanțare. Botoșani își propune să reducă contaminarea cu substanțe periculoase, realizând următoarele lucrări de excavație și umpluturi în corpul depozitului, redaluzarea și compactarea masei de deșeuri, instalarea unui sistem de colectare a levigatului, realizat prin terasamente și montaje de conducte din EDH, realizarea unei instalații pentru eliminarea gazului din depozit, montarea instalației pentru sistemul de monitorizare a apei freatice. Gropile de gunoi au fost deschise între 2012 și 2016. Depozitul vechi fusese închis, iar cel nou de la Ecologic nu era încă funcțional. Primăria nu avea unde să ducă deșeurile, așa că a decis să înființeze spații temporare la Rediu, urmând să mute gunoiul la Stăuceni. Din cauza costurilor prea mari, transferul nu s-a făcut niciodată. Nici depozitele nu au fost închise. Mi-aduc aminte că eram viceprimar și mergeam cu domnul prefect Constantinivu la Darabani să ne certăm cu localnicii că nu voiau să preia deșeurile din municipiul Botoșani. Atât de gravă era situația. Nu aveam unde să depozităm deșeurile. Într-un târziu am primit acest aviz de la Agenția pentru Protecția Mediului să le depozităm temporar într-un loc adiacent depozitului care era deja închis. Perioada de implementare este de 18 luni. Cele trei spații pline cu gunoi trebuie închise până la mijlocul anului 2024. Nu avem informații ce se face cu levigatul. Vreau să vă atenționez că depozitul Stăuceni nu poate prelua, au problemele lor acolo, nu poate prelua levigatul de la depozitul închis și de la depozitele temporare. Deci este bine de prevăzut în proiect. Cred că o stație de epurare trebuie văzută soluția. Deci, când va ajunge pe etapa de depunere a proiectului pentru acord de mediu, deci va fi una din condiții. În proiect, partenerul primăriei este Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului din București.